Unitățile de învățământ din Râmnicu Sărat beneficiază de încălzire încă de la jumătatea lunii octombrie. Din momentul în care au fost pornite instalațiile de încălzire, autoritățile i-au sfătuit pe directorii de licee, școli și grădinițe să monitorizeze cu atenție consumul la utilități pentru a reduce cheltuielile. Aceștia au avut grijă să facă economii, iar în aceste condiții, deși iarna a fost geroasă, valoarea facturilor este în limite normale. A fost o iarnă mai geroasă, comparativ cu anul trecut, însă școlile au avut grijă să folosească rațional de data asta centralele și să dea căldură atât cât trebuie după lege, încât s-au încadrat, în general, în costurile care le-au avut date pentru aceste luni. Factura la gaze naturale din ultima lună de la școala gimnazială Vasile Cristoforeanu, una dintre cele mai mari unități din Râmnicu Sărat, s-a ridicat la 12.700 de lei pentru o suprafață încălzită de aproximativ 5.000 de metri pătrați. La grădinița cu program prelungit Lumea Copilăriei, valoarea facturii la încălzire în ultima lună este de 5.650 de lei. Unitățile sunt la zi cu plata căldurii, iar reprezentanții primăriei spun că sumele economisite pot fi folosite în alt scop. E bine să încerce să facă economie cât se poate, am spus, cu păstrarea temperaturii legale în instituție, pentru ca acești bani care le-ar rămâne din plata utilităților să le folosească pe alte cheltuieli materiale care le trebuie în școală. Până în prezent, instalațiile de încălzire din toate unitățile de învățământ din Râmnicu Sărat au funcționat la parametrii normali, iar preșcolarii și elevii nu au dus lipsa căldurii.